Salut! Cum sunteți voi și ce faceți voi? Salutări! Ce faceți voi? Și cum sunteți? Gabi, pupici! Da, sunt aici la mine la birou, relaxată, liniștită. Am trimis comenzi și sunt așezată aici la mare meserie. Mă răspund la întrebări, mă uit la mesaje. Salut, Florența, pupici! Dor cu pupici! Daniela Maria, bună ziua, fată! Beatriz, mulțumesc de trandafir! Emanuel Bot, salut, băiatule! Eugenia Popescu! Salutări! Da, azi dimineața m-am trezit cu gândul că e duminică. Ha! Ca să vezi! Deci nu știu de ce așteptam duminica. Ștefi, bună ziua, mi-a ajuns comanda, mă bucur! Bună ziua, doamna Viorica, bună! Doamna Bebe, bună ziua de la Cluj, salut! Frumos acolo! Soare ca și aici! Să-mi întăresc un pic rujul. Bună ziua, scumpă dragă, salutări! E adevărat că înainte de detox trebuie sverminare. Adică paraziți, n-are una cu alta treabă. Beatriz, pupici, Maria, vă salut cu drag. Gabriela Morar, bună ziua, o zi minunată asemenea și vouă. Ralu, pupici, cum să fac, doamnă, să mă las de țigări? Trebuie să ai ambiție, să-ți întărești credința, ca Dumnezeu îți va întări lipsurile, adică tale de ambiție. E o lipsă de ambiție. Eu nu fumez, eu nu știu să fumez. Deci eu din momentul în care îmi pui o țigară în mână, nu știu dacă o uit, mă arde. Nu știu să fumez, nu am acest exercițiu al distrugerii. Nu știu, nu știu. O zi superbă, mulțumesc, bună, sunteți o femeie foarte frumoasă, suntem femei frumoase, așa-i. Maria Marcu, bună, Ancuța, bună ziua, doamnă. Doamna Ștefi, mulțumesc pentru că ați cerut și ați ridicat comanda. Anca, vreau și eu un detox. Anumite vecini au slăbit și mi-au zis, ia de la Anca. Îi pe TikTok, îi o fată, Anca, pe TikTok, așa le-am zis. Îți mulțumesc frumos, Corina. Da, deci dacă cumva ele se uită acum la TikTok, trebuie să știe că eu trimit produse oriunde în lume. Deci sunt, da, de un an de zile pe piață, produsele ajung la mine în depozit, da, și eu de acolo, frumos, ordonat, le trimit oriunde în lume. Iar acest detox e pentru asta, pentru eliminarea apei din organism, pentru curățarea ficatului pancreasului, ca să nu fie atât de balonat, îi pentru tot ceea ce înseamnă un restart vieții tale, Windows-ului tău și să fii ușurată, cu încredere. Pentru că, da, trebuie să slăbești și trebuie să-ți dai un start vieții tale, pentru că altele deja arată bine, sunt bine. Și clar că cea mai mare invidie între femei o au femeile. Dar când tu arăți de 56 sau 65, 70 de kg maxim, să știi că strălucești. Din momentul în care ai mai mult, e adevărat că faci tot ce trebuie să strălucești, dar că nu e așa. Irina Bucur, salut! Anca, arată-mi și mie inelul care l-ai pe deget. Da, doamna Corina, vi-l trimit cu plăcere. Adică 7 corzi. Și îl trimit oriunde în lume. Sunt foarte încântată să-l aveți și voi. Este o marcă înregistrată la OSIM. Permiteți-mi să vi-l trimit. Știți de ce? Pentru că accesoriile țin de educație. Și e frumos să-l ai, pentru că altfel îți arată mâna. Continuăm să citim mesajele.
Așa. Vorbesc cu un bărbat și nu are bani de chirie. Mi-a cerut mie. Chiar am văzut mesaje că ăla cerea banii chiriei, adică ăla proprietarul. Da, să știi că un bărbat cu adevărat, bărbat, nu așa, trebuie să aibă bani de chirie. Atâta tot. Dacă n-are bani de chirie și tu vrei să-l ajuți, va trebui să-l ajuți în fiecare lună. Știi de ce? Pentru că el a făcut tot posibilul ca tu să știi. Și tu, care ai credință și foarte mare naivitate, te simți vinovată pentru lipsurile lui. Da? A? Când cumva se întâmplă să-ți ceară, trebuie să zici, asta vreau să-ți cer și eu ție. Îi mai indicat să-i spui la revedere în calitate de femeie săracă, crezând că ești, spunându-i lui, decât să știe că ai și nu i-ai dat. Știi de ce? Pentru că deja te-ai încurcat cu năcăjitul. Și năcăjitul e al doilea drac. Mai bine să-i spui că suferi mai mult ca el. Și vreau să vă dau un exemplu. Eu am cumpărat în urmă cu un an jumate de 5.000 de euro televizoare, saltele, plapume, perne, cerceafuri plic și așa, de bumbac, aloe vera, cum dor și eu, de lux, cam înaltă. Și am zis să le duc la arest, pentru că ea pe mine m-a arestat acolo și am văzut cum se trăiește și a zis să schimb pernele, să fac ceva. Și ăia de acolo cu figurdia lor și așa nu au acceptat. Și eu trebuia să scap de ele. Că tatăl meu cu mama mea nu le-am spus ce fac. Și așa, că nu le-am spus ce fac, că-s banii mei, dar nu am vrut să-i mai povestesc, că zicea tot timpul, dai, dai, tot timpul, n-ai bani, dai, dai, și figuri. Așa că am ascuns asta de ei. De nici acolo nu mi-a ajutat Dumnezeu. Așa, și la un moment dat trebuia să scap. Da? Deci erau 20 de canapele cu memorie. Deci așa, și trebuia să scap de ele. 10 televizoare, 8 televizoare, că erau 8 celule, 8 acolo. Și m-am dus la oameni necăjiți, cu adevărat necăjiți. Bună ziua, am venit să vă dau de asta. Dar de ce să-mi dai? Ei, bună ziua, mă scuzați, că m-am gândit că... Dar de ce, la ce te-ai gândit? Ei, vă duc cea veche și vă dau asta nouă, nouță din sigil. Și ce? Ce? De ce ai oprit aici? Crezi că suntem cei mai săraci? Sau cum? Năcăjitul. Al doilea la mândru-i năcazul. E mândru năcazul, că de-aia zicea regele Solomon că mândria înaintea căderii. Și atunci am schimbat. Ei mă certau în timp ce eu am plâns. Sunt gonită de acasă și vreau să mă duc și nu vreau să le dau lor nimic și vreau să iau eu. Și de asta vreau să vă dau vouă. Firma mea a dat faliment. A? Năcăjutul, am înțeles. Așa, da, vai. Ce... Deci trebuia să fiu la năcazul lor. Mai năcăjită ca ei! Să-mi poată lua ceva. Și numai așa am putut să scap. Pentru mine a fost o scăpare. Adică să scap de un lucru de lux. De un pat bun, de cerceafuri în condiții și așa mai departe. Bumbacul care dorm eu. Din aceeași firmă a cumpărat. Ca să știi, un televizor, cum? Eu am televizor, cum? Dar nu, domnule, nu, du-te. Deci, năcăjitul te ceartă. Așa că dacă ăla nu are bani de chirie, grăbește-ți pasul și nu mai întreba de sărăcie, că s-ar putea să te atingă. Continuăm. Bună, Anca, te pup, bună ziua, sunteți superbă, o zi frumoasă, bună ziua, mulțumesc, doamnă, arată-mi și mie acel ulei pentru depresie și insomnie. Că eu sunt rău din aceste puncte de vedere. Doamna Lidia, da, deci acesta este e pentru insomnie, să punem două picături sub limbă, e pentru tot ceea ce înseamnă problemă de oase, dureri, insomnie, depresie, cum să spun, nervozitate, irascibilitate, probleme de interior, unde acolo dor oasele. Sufletul, că de multe ori ziceau, doamne, mă simt apăsată, am impresia că
atunci îi o mică depresie sau o mare depresie și nu mai poți să iei atât de multe, sigur, medicamente care sunt chimicale și toxine, să nu le mai luăm castruțul. Acest ulei se pune sub limbă. Două picături, pentru că are pipetă. Din nou, nu ți-i sigilat. Unul mi-a putut opri să vă arăt că toate sunt date. Costă 250 de lei și este pentru a respira corect, aparatul respirator, e pentru, mai puțin invers, așa, e pentru a te relaxa și pentru neuroni, creierul, care e totul. Pentru piele, păr și condiție. Pentru a respira aparatul respirator în totalitate. Curățește, vindecă, ușurează, da? Procesează problemele și le aruncă în intestinul gros pentru ca tu să le elimini și să te simți ușurat. Doi, te lasă să dormi, respiri la capacitatea maximă. Asta îi, ce îi? Imunitatea sistemului în totalitate. Spirala. Atâta face. Deci, îi de cumpărat și îi de luat. De ce? Pentru că tot aici ajungem. Și atunci e mai bine să știi, să fim aici, decât să ajungem la cei încă o dată la care am mai fost. Citim cu drag. Salut! Nu trimiți și în UK? Aici voi avea și eu. Da, în UK pot să trimit și eu, doamna Irina Bucur, dacă se face ambasador, poate să vă trimite și ea și așa mai departe. Pentru că în UK, totuși este o țară care a ieșit din Europeană, iar eu de aici fac vama și transportul merge doar prin DHL sau prin Tarsvin, care e 12 euro. Și așa mai departe. Deci ne putem ajuta, putem trimite. Aurica Tinu, salut Ancuța, bună, îmi zice Georgiana. Bună ziua, doamna Anca, luni vă trimit banii pentru comandă. Mă bucur, trimit cu plăcere. Așa, doamnă, sunteți extraordinară pentru că trimiteți crema de pete și explicați fiecare greșeală a fiecarei femei. Da, doamna Cornelia, fac acest lucru, știi de ce? Pentru că este produsul semnat Tony Richardson, care este marcă înregistrată, cu mulți bani, cu multă credibilitate și oameni și doctori în spate. Iar crema de pete este o cremă pentru petele urâte, maronii, persistente și de soare. Dacă tu te dai cu ea pe față, albește fața, da? Îi dă un tonus, o elasticitate și o luminozitate aparte. Pentru că nu mai poți să ai pe față acele pete urâte care umbrește atât pe bărbat cât și pe femeie, dar și pe fetele care, sigur, nu au dat protecție solară și ele s-au pătat. Luăm petele în totalitate. Beatrice Dorcu. Te salut, Ancuța, îmi zice Rahela. Păi uleiul în euro cât e? 50 de euro, doamna Beatrice. Dăm și mie urmărire. Rezolvat, doamna Cristin. Bună ziua, îmi zice Virginie Marcu. De unde dracu ești așa deșteaptă? Să știi că dracu s-a dat deoparte și m-a deșteptat mama dracului. Nina Mirabela, te pup. Mulțumesc, doamnă, pentru inimioare. Continuăm. Elena, mulțumesc. Emilia, așa, Raipat, sărumâna, să vă dau urmărire. Bună ziua. Așa, bună ziua, îmi zice Iuliana Iulia. Salut, doamna Iuliana Iulia, vă pup, vă admir, vă respect, aveți o femeie frumoasă și o femeie care a avut dreptul și de 5 ori la viață, căci Dumnezeu îi calculează maestria ei interioare, sufletul. Așa, și da, știam că vrei să vorbești cu mine, ți-am răspuns, n-ai putut vorbi, oricând să-mi scrii. Continuă, bună, sun la servici, vă urmăresc cu drag. Doamna Ionela, mă bucur, fii acolo la servici și lucrează din tot sufletul tău ca să știi că n-ai lucrat nici măcar o zi. Anca, nu te plictisești trimițând atâtea comenzi? Doamnă, mă bucur că trimit comenzi pentru că românii mei, fetele mele, femeile mele, Mica, mulțumesc să vă dau urmărire, doamnă, v-am dat. Au nevoie de ajutor, de un sprijin curat și în condiții și mă bucur că îl pot da, mă bucur că pot să fiu aici, că pot să fiu eficientă. Și da, lucrez. Uneori sunt răgușită. De departe parcă am o voce așa, știi, de bărbat, dar e muncă. Pentru că explic, pentru că vorbesc. Gândiți-vă că răspund la 80, 90, 100, 120, 160 de mesaje zi de zi. Pentru că n-am asistent și pentru că eu fac asta. Că nu vreau să fiu săracă. Vreau să fiu bogată întru lucrurile pe care le trimit. Pentru că aceste produse de la Raipat sunt produse care ele, la rândul lor,
se recomandă. Sunt femei extraordinare care se căsătoresc, care sigur au logodnă sau sunt invitate la nunte, sunt nașe și mă sună și ziceam că trimitem o piesă frumoasă. Și atunci mă duc frumos, că mai am un depozit și mai în spate de asta și arăt o rochie frumoasă în condiții. Eu am prețuri extraordinare, știi de ce? Pentru că mă interesează să strălucești. Tu mi-arăți video, ți-l arăt și eu. Dacă ești de kilogramele mele și așa, îți probezi rochia. Îți arăt cum tu vei străluci la evenimentul ăla și pe urmă plătești. Eu am un respect deosebit pentru femeia care lasă tot și se reinventează. Pentru că da, omule, nu contează că ești bărbat sau femeie, editează-ți viața. Pentru că doar tu ești vinovat dacă cumva n-ai editat-o bine. Editează-ți viața des, pentru că e capodopera ta. Continuăm. Așa, visting, Doamne ferește, Anca, salut băiatule, Ionela, eu m-am îndrăgostit de tine, domnule Ionuț, dacă tu îmi zici asta, îți dau urmărire și prin curaj. Ia să vedem, ce fel de ulei e? Este ulei de cannabis, care este procesat prin certificate la cel mai înalt nivel de tehnologie. Îi pentru tot ceea ce înseamnă interior, reface structuri mucoase, puturoase, reface somnul, melatonina, serotonina, acel hormon al somnului și al râsului, care nu trebuie să lipsească, să nu fim triști, nu știu, pesimiști, îngreunați și așa mai departe. Uleiul de cannabis este un ulei care te îmbărbătează, îți structurează frumusețea pielii, tinerețea, interiorul, care la rândul tău, da, îi dai un surplus de viață. Pentru oamenii care au cancer, care nu au un membru, o mână, un picior și așa mai departe, care au probleme cu somnul și depresia. Așa, foarte frumoasă ești, mulțumesc. Esență de ce? Ce ulei este? Doamna Alerim D, să vă dau urmărire, doamnă. E ulei de cannabis procesat la cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume, pentru că sunt produse elvețiene. Și eu, la rândul meu, îl trimit oriunde în lume. Mă interesează ce e aici? Așa, ca acest ulei să ajungă cât de mult, foarte mult și cât de bine la persoanele care au cu adevărat probleme. Mai puțin ca să citesc aici niște lucruri frumoase, pentru că doamna Alerim, o văd o doamnă, da, că doar întreba ea degeaba. Așa, deci este un ulei în condiții pentru tot ceea ce înseamnă interior, somn, irascibilitate, insomnie cronică. Așa, da, văd că sunt sunată, nu pot să răspund la telefon. Pune mai aici o de-asta. Ia să vedem, bună ziua, îmi zice Nistor. Și care este prețul? Doamna Laura, la ulei e 50 de euro. Bună ziua, salut. Și de dragoste, ce îmi recomand? Că îmi ești prea dragă. Pe cum de dragoste, ce îți recomand? În dragoste te recomandă sentimentele și te recomandă impulsul și pasiunea din interior. Iar acestea lucruri e bine să nu fie negociate. Nu vreau să fiu nesimțit, dar ce ai de sculă? Se găsește ceva. Să știi că e foarte bun un colostrumul, care este primul lapte al iepei, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Ca tu să nu intri atât de repede în andropauză, aia urâtă, că până la urmă te uiți la doi saci lăsați, știi? Care și când te ustură, te pișcă. De ce? Că nu mai folosești și tot ce nu mai folosești se ruginește. Așa e și cu pielea, și cu omul, și cu tot. Așa, nu mai vorbesc că e greu să te uzi la doi saci și infecții. Așa, și da, deci colostrumul este primul lapte al iepei. Vezi forța acestei iepe? Așa o să fii tu, în pat, în aprecieri și în tot. Știi de ce? Pentru că mineralizează acolo unde este înfundat. Și dacă mineralizezi și pui apă, da, și puțină umiditate, crește planta. Așa, amu, crește cât o ai, că aici nu mai te poate ajuta nimeni. Îmi zice doamna Laura, bună ziua, bună ziua, în Italia trimiteți doamna Lidia, trimit oriunde în lume. Sunt o femeie de onoare și trimit oriunde în lume. Așa, păi și banii unde se trimit? Doamna Beatrice Dorcu, v-am dat urmărire, să vă dau urmărire. Se trimit în cont. Ca eu să pot să-ți onorez comanda, pentru că internațional noi nu avem ramburs. Când ești de la servici, vă fac plata. Nu te preocupa, Ionela Florinand. Fă-le în ritmul tău, doamnă. Pentru că nu-i târziu la nimic.
Doamnă, mă simt balonată și chiar fața umflată, ca și o gușă. Doamnă, da, pentru că tu ar trebui să începi cu un detox și ți-l arăt, pentru că detoxul elimină apa din organism, cea neeliminată din țesut, pentru care e urzică în compoziție și ajută, da? Hidratează, pregătește și reface structura interioară prin a te pișa mai des. Asta e unul. Doi, pe urmă, tu la rândul tău elimini straturile de, nu știu, caca, cum zic eu, da? Din intestine. Adică acel rahat neeliminat. Așa, continuăm, că trebuie să vorbesc. Bună, zice, un detox, sunt interesată. Da, doamna Pati, detoxul costă 175 de lei, sunt 60 de pastile. Priviți acest desen. Există un desen pe fiecare, cutie. Acesta de aici, da, este o păpădie. Ce înseamnă a detoxifi, a lua și a curăța și a arunca în scaun? Adică noi când mergem, da, și eliminăm. Aici, vedeți desenul, se ia de peste tot. Ce se detoxifică? Ficatul, stomacul, pancreasul, scăderea zahărului din sânge, dar și colesterolul. Așa, pentru oboseală cronică, ce aveți? Pentru oboseala cronică avem colostrumul, care îmbărbătează. Știți de ce sunteți foarte obosită? Pentru că ficatul vă este făcut praf. Sunteți și gălbuie și beți și puțin apă. Pentru că ficatul e făcut praf și este primul semn de oboseală. Ficatul. Așa, începe cu detoxul și întărește cu colostrumul. Aia e treaba bună. Așa, ca să știi că ai trecut pe la mine. Ralu Mihart îmi zice, e super banca. Mulțumesc. Sărut mâinile. Vreau și eu uleiul pentru respirație și dacă aveți ceva pentru dureri de genunchi. Tot acest ulei este, pentru că este pentru cartilaje, pentru oase, pentru tot ceea ce înseamnă durere de spate, de oase, de echilibru, ai impresia că te pierzi. Pe urmă, oamenii care uită, oamenii care au stres și care sunt împovorați de probleme și nu dorm, practic. Și nu că nu dorm, nu pot să doarmă. Și atunci ei trebuie să ajutați. Din toate punctele de vedere, le punem două picături sub limbă, că și eu iau. Și ajută și de luminozitate pielii, părului, interiorului, somnului, melatonina, serotonina, dureri de oase, cancer. Rezolvă și pune deoparte cele benigne cu maligne, nu le mai le vindecă. Ăsta e procesat la cea mai înaltă gamă de tehnologie din lume, fiind raipat, vedeți desenul, toate care sunt de la mine sunt raipat. Eu nu m-am pus în altă firmă pentru că nu vreau ca oamenii să mă blesteme. Oamenii trebuie ajutați și oamenii au nevoie de asta. Pentru burtă, aș vrea să dau burtă jos, am nevoie de un leac bun. Da, domnule Hazgan Nicolae, vă trimit cu plăcere un colostrum și un detox. Trebuie să elimin burta și să scadă și în centimetri burta. Așa, Fiorello, HBS37 de diamante. Fii atent, ce bărbat bogat. Cătălina, bună, Anca. Ancuța, am fix fost în țară, am avut câte ceva de rezolvat, acum am ajuns acasă în Italia, te sun eu, doamna Iuliana. Crema pentru riduri este bună și pentru bărbați. Crema pentru riduri este bună și pentru bărbați, pentru bărbații care au nevoie să fie cu o față florel. Oh, ăla bogat mi-a trimis cadou. Bravo, băiatule. Sau femeie, nu știu că n-a fost atentă. Așa, crema pentru riduri este o cremă pentru ridurile urâte, profunde și de expresie. Crema de riduri este pentru luminozitate, alinierea ridurilor profunde de pe față, frunte, expresie, gură, zâmbet și reface ovalul feței căzut. Sunt unele femei care are, asta e căzut așa. Așa, cumva. Așa. Și atunci această cremă reface ovalul feței căzut, pentru că, zice, biostimulat, adică atâta de mult stimulează și ajută, dipli profund, pielea și gâtul, fața și gâtul. Ajută, da? Și structurează, pentru că are centela asiatică, are elixirul tinereții, indian, adică sunt niște, pe urmă, cupru, siliciu, zinc și acid hialuronic, biominerale care ajută, care dezvoltă, care pregătește și acționează profund. Înainte să mergi la o injecție, treci un pic pe la această cremă, pentru că este de avut, este de înțeles
și este neapărat și neapărat de probat. Pentru bărbați, crema Golden Rai rezolvă ridurile profunde. Să zice că bărbații au un pH al pielii, da? Mult mai puternic ca cel al femeii. Și aceasta e pentru riduri profunde și indicată pentru bărbați. Dacă vrei să arăți mai tânăr cu 12 ani, atât garantează Rai 4. Citim cu plăcere. O femeie frumoasă și deșteaptă, prima femeie pe care o admir și o urmăresc cu drag. Vai de mine, să vă dau urmărire. Vai de mine, doamna Georgiana Iuria. Sunteți o doamnă care cred că ați luat și de la mine. Vă mulțumesc. Anca, îmi cade părul pur și simplu. Mi-e rușine, în coadă nu-mi stă și lăsat nu-mi stă. Cum să fac? Doamna Mihaela, eu îți spun, că adevărat îți spun și vreau să spun, acest șampon e pentru părul uscat și deteriorat. Ce face acest șampon? Dă volum. Părul meu este spălat cu șamponul și cu balsamul. Din gama cu argint coroidal. De un an mă spăl cu el. Ăsta e pentru regenerare. Dacă părul tău este slab, n-are volum și uscat, uite, eu mă spăl cu săpunul, cu ăsta. Ce face? Șamponul cu argint coloidar și cu dragon, fructul dragonului. Volum, ca o mătură. Vezi ce mi-am lăsat părul? Ai impresia că n-am făcut nimic. Vezi? Și fii atent cât volum ai cu părul. Volum, da? Da? Și îl aducem din față în spate și invers și acum asta face. Cu cât părul e mai murdar, cu atât ai mai bine. Da? Pentru că prima zi, a doua zi nu prea stă, pentru că e foarte, foarte curat. Deci asta face argintul coloidal. Îți structurează, îți ajută, da? Scalpul de păr și îți dă volum. Acum am întuns eu un pic mai scurt puțin tel. Așa. Ce face șamponul cu argint coloidal? Ajută. Da? Și dă volum. Dar tu oricând poți să faci o repriză de poze. Citim în continuare. Iar acest șampon cu argint coloidal dă volum. Da? Și oprește căderea părului. Și întărește structura scalpului și a firului de păr până la vârf și invers. Îți mulțumesc, femeie scumpă, îmi zice domnul Ionuț. Bună. Dar zice că nu aveți WhatsApp. Doamna Beatrice, am WhatsApp. Fiți amabilă și scrieți-mi pe WhatsApp. Treceți-mă în memorie, Viorica Ancuța Cârcu. Numărul de mobil îl găsește aici pe TikTok. Aici scrie cine sunt și câți urmăritori am. Și eu de aici, da, am pus. Apelează pe un buton. WhatsApp, îmi scrii pe WhatsApp. Mă treci în memorie și îmi scrii pe WhatsApp. Cică, să vă invit. Nu, Beatrice, nu. Tu scriem, sunt Beatrice Dorcu și îți scriu eu ție. Că deja știu că ai problema asta și eu te rezolv. Bună, pentru ce aveți OS și eu Android? Pentru că aveți OS și eu Android. Vreau și eu uleiuri, dar și prospect și detalii uzuale. Da, el așa vine. Uleiul de cannabis este un ulei foarte, foarte puternic, care 55%, care e foarte bun. Se pune după kilograme. Dacă nu ai luat niciodată, vei deschide acesta cu această cutie și vei pune două picături sub limbă. Te trezești. Acolo. Pe urmă, a doua zi tot două pui. Acolo. Pe urmă, iar două. După o săptămână pui două și după câteva ore mai pui unul. Ăla e secretul lui. Ajungi până la maxim 6 picături pe zi în timp. Dar ești altom. O să-ți refaci viața, gândurile, pentru că te ușurează, pentru că e deosebit. Așa, citim în continuare. Așa, sunt 60 de mesaje. Bună ziua, am făcut o comandă, când ajunge, vă rog. Doamna Antonia, fiți amabilă, vă rog, și scrieți-ne la numărul unde ați făcut comandă, pentru că acolo am data, baza de date și vă și spun tot. Bună ziua, Ancuța, arată-mi și mie colostrumul, că nu vreau să ajung atât de repede la menopauză și parcă mi-aș mai dori un copil. Doamnă, eu iau colostrumul, care este primul lapte al iepei, iau detoxul și colostrumul.
ca să dau deoparte menopauza. Am 40 de ani, nu sunt nici în menopauză și așadar țin totul posibil ca să fie bine. Nu am puțin că e o doamnă care vine la mine. Mă scuzați. Rămâneți un pic. Da, e o doamnă care vine la mine. Salut! Eu sunt Anca, da. Eu sunt Anuța de la Arad. A, de la Arad? Anuța de la Arad. Cine ești, bă? Oh, ce poțete. Hai. Cu cine ești? Uite, o poțită, mai ce mai băiatul... Acum eram live, am zis că vine cineva la mine, scuze că... Da. E o doamnă din... Vai, a venit la mine o doamnă așa frumoasă, dacă mă lasă vă arăt. Nu? Bine. Da, da, eu nu dau. Foarte frumoasă, măi, femeie, dar ești foarte frumoasă. Spune că din Arad. Ești din Arad. Mulțumesc. Fii atent la ea, ce craci, ce tonul, ce piept, ce picioare. Ce craci. Foarte faină ești. Mă sperii. Câți ani ai? 54, dragă. Și ai venit din Arad la mine? Da, dragă. Doamne. Din Arad. Eu mă sensibilizează. Permiteți să nu plâng. Deci, clar. Numai puțin să-mi prind părul. Așa, deci doamna ai venit din Arad la mine. Din Arad. La mine. Ca să știți. Așa, nu-i problemă. Noi vorbim aici, ne întorcem. Scumpă, cum ești? Sunt bine, sănătoasă. Prima dată. Te felicit, super frumos. Stai că întrerup acolo, că nu știi că cine știe ce mai vorbim. A. Mă scuzați, întrerup clientul, stăpânul. Mă scuzați, pentru mine un client e ok. Când e discret, e discret. Vă pup, revin. Mă scuzați. Din Arad, bravo.